Merge Druid. Mulțumesc. Hei, salutare tuturor! Bine ați venit la 859-a ediție de Am o stare, podcastul care cumva sfidează existența și reușește să meargă înainte fără nicio formă de sponsor sau susținere. Asta mă pune pe gânduri vis-a-vis de ce fac băieții ăștia care sunt alături de mine și cum reușesc să-și plătească cheltuielile sau cum reușesc să-l plătească pe Druid. Așadar, bine ați venit la Mostare. Voi ce vedeți acum e produsul finit. Eu vă spun din experiență, este ora 7 seara, am venit aici pe la 5:30. 3 dintre ei, ajungi la 859 ediții de Amostare, 3 oameni nu au fost în stare să pregătească 4 microfoane, 2 camere, 3 camere, 4 reflectoare. Mă rog, nu au fost. Bacea, pe care o să-l cunoașteți imediat, s-a dezbrăcat mai devreme și a trebuit să mă uit la un trup trecut de mult de prima tinerețe, a sudat după ce a alergat prin ploaie să cumpere carduri pe care le-a băgat în chestia asta invers. Bacea, omul care acum 10 ani a venit din Germania și mi-a adus să pun fa mie și băieților de la Epic Show în vremea în care ne intitulam cenzurat. Și ne-a adus să pun urfa ca o să ne spălăm gurile alea mizerabile. 10 ani mai târziu îl văd dezbrăcat la bustul gol, a sudat tot după ce a alergat prin ploaie să aduc un card. Care card trebuia să fie aici de la ora 5? Hei, am o stare să vă mai zic. În fața mea, varianta mea de acum 20 de ani, domnul Cristi Ciui, pe care îl salut cu drag, acel libero de care are nevoie orice gașcă de bărbat sau de femei în lumea de azi. Când ai nevoie de un om de bază pe care să-l bagi la înaintare în orice, că e vorba de un sex care a intervenit pe ultima sută de metri, că e un podcast, că e ceva, nu, ai ceva de troznit, ai ceva de reparat, ai ceva de rezolvat. Omul vine cu teme făcute. Om care la o petrecere dată pe Tinder a fost anunțat în ultimul moment și Ciui s-a dus de acasă pregătit cu schemă cine cu cine. Un om extrem de dedicat. Îmi place foarte mult de el, mai lucrez cu el. De-aia zic varianta mea din tinerețe că trage ca prostul și n-are pretenții multe și peste 10 ani o să-și dea seama cum a fost exploatat. Dar la vremea respectivă o să zic că da, am căpătat experiență. Și ultimul, dar nu cel din urmă, unul dintre cei mai... Nu știu cu ce să încep. În contexte de astea, cu ce se începe? Cu complimentul și după aia cu jignirea sau cu jignirea complimentată? Voi luați ce vreți. Unul dintre cei mai talentați, puturoși actori pe care am văzut în viața mea, îl cunosc de când era coleg de clasă cu vară mea, cu vreo 35 de ani cel puțin, un om mega talentat, dar pe care un potențial enorm, dar putoarea din el o canalizat-o către hate. L-am văzut în România, un spectacol pe care este prea tânăr să-l fi prins. Am văzut într-o grămadă de chestii mega bun, mega talentat, dar preferă să fie hater. Problema este, ca și Cucu al nostru de altfel, este atât de hater încât nici nu știu, mai știe când joacă rolul sau când e adevărat. Lângă mine, domnul Paul Socol. Mă uit în jos, nu că citesc de pe ceva, mă uit la drapelul ăsta român-european. Așa, nu știu ce am zis. Un ghiveci pe care l-a dat 65 de lei cu niște flori uscate. Șoțuică ca să rezist. De o oră stau aici. De o oră stau să-i văd cum se cacă pe ei să pregătească podcastul Am o stare. Deci eu am o stare. Iar în continuare, din respect pentru timpul lor și pentru cum s-au pregătit că să vină Bob la noi, nu că ar fi Bob vreun coi scula, Doamne ferește, dar totuși măcar să-l aștept să post darec. În momentele următoare la acest podcast Am o stare la care am venit cu mare drag, voi adopta atitudinea maestrului Marin Moraru, pe care l-am avut invitat în 2010 la un post local de televiziune din Cluj, unde era invitat în calitate de laureat al TIFF-ului. Domnul Marin Moraru a venit într-o emisiune pe care o moderam împreună cu un cogagică și a venit sâmbătă dimineața la ora 10 și mi-a zis producătorul în cască, tinerelule, băi, Bogdanele, tu l-ai mai văzut vreodată pe maestru Marin Moraru în interviu? Și am zis, nu, numai în filme. Deci te-ai pregătit? Și am zis, da. O zis, ok. S-a așezat Marin Moraru pe scaun așa, s-a pus așa și a zis, da, spuneți. Și am zis, doamnelor și domnilor, bine ați venit la emisiunea tot alături de noi, marele, inegalabilul, incomensurabilul, tanan, capitano, cam flamencohone, ce am fi zis? Și îi zic, și el ce da. Bun, și spuneți-ne cum era și în tinerețe. Și după primele filme cu... Și care a fost aventura cea mai...
și planurile pentru oră și jumătate au făcut. Da și nu. Așadar, bine ați dat click la o nouă ediție de Amostare. Invitatul de azi al băieților de la Amostare, Bogdan Bob Marinel Moraru Rădulescu. Hei, salut și bine ați venit la un nou episod Amostare. Episodul 859. 59. Fără sponsor, fără susținere. De-aia avem invitat să țină ei numerele. Alături de noi îl avem pe Bob Rădulescu. Dacă ați rămas după acel intro lung cu noi. Bacia, dacă o rămas după ce te văd pe tine la stand-up comedy, o să rămână și după sfârșitul lumea. Lasă-o, mama mea. Condițiile în care nu m-ai văzut niciodată. Tocmai de-aia, că m-a auzit. A, te-a văzut, te-a văzut. M-a văzut. La For Cafe te-a văzut. A, am fost rău acolo, a fost foarte rău acolo. Memorie. Îl știu pe băiatul ăla, m-a întroznit că el foarte prost. Bă, a fost o zi proastă, a fost o zi proastă. That's life. Dar în același timp a fost și spectacolul la care l-ai lăudat pe Giurgiu ca pe... Iisus Hristos aproape. Iisusul Hristosul, ca pe George Carlin ai vorbit. Știu, de Giurgiu. Avea nevoie la momentul ăla în care avea nevoie de o lansare. E bad boy. Și-a fost atât de drăguț cum a venit și-a zis că pot să fac poză cu dumneavoastră, că tata e mare fan. Și atunci am știut. Da, frumos. Fii atent, e faină asta, dar dacă tot ești minunat, îmi dai una care să fie bună. Carmen de la afumați, mama mea. Da. Doamnelor și domnilor care ați intrat mai târziu pe... Ce vrei să... Viorel din Apărători. Ascultă-mă da. Și nu glumesc cu voi. Viorel din Apărători. Ce-i cu tine, fata mea? Ok. După care continuăm cu... Ștefan din Giulești. Pe patul spitalului. Doamnelor și domnilor, Bogdan Bob Rădulescu, mare cunoscător de muzică, actor, staroste de nunți, MC evenimente, improvizator și poate cel mai greu rol de soț și de tată. Iauzi. Bob, ne scriu oamenii în comentarii dacă ar trebui să renunți la una din aceste titulaturi, care ar fi? La un rol. Care ar fi rolul la care ai renunțat? Nu e asta, dar mă rog. Știu. Din astea pe care le-ai enumerat atât de frumos. Bă, la aia de soț și tată, n-aș putea, e complicat. No. Improvizator nu, și o să vă zic de ce. Și voi, pentru că faceți impro, să știți la ce mă refer. Și o zic acum că după aia uit. Nimic nu m-a ținut în toți anii ăștia mai prezent, mai ascuțit, mai ancorat, mai în relație cu publicul, decât întâlnirea lunară cu gașca mea de improvizator de la Jazz Push Play. Îți dă publicul atâta, repet, voi știți că treceți prin asta. Te surprinde publicul cu niște chestii și întotdeauna te ține atent, te ține prezent și te ține acolo focusat pe ce ai de făcut. Și după aia când mă duc să-mi fac restul jobului de MC, anfitrion, staroste, ce-o fi, îmi dau seama cât de mult mă ajută interacțiunea aia. Versus foarte mulți actori care au zis, băi, nu, nu fac așa ceva, știți? La care renunț. Ce vrei să spui e că improvizația asta e ca o terapie. E foarte tare. Și e foarte important ca oamenii să vină la cursuri de improvizație, mai ales alea făcute de improvizație. S-a făcut sales pitch în timp ce îți explica omul, what the fuck, bro. E foarte mișto să vină. Bă, noi nu facem. La noi e greu. Nu. Socol. E cămătar din turdă. E foarte ok. Bine face că face. Pe noi ne întreabă lumea de ani de zile. Bă, nu faceți. Vine Muscal odată pe lună de la București, o zi nu poate. Robi la Arad, Matei, colegul Matei prins la Teatrul Național. Iar eu n-am vreme nici să mă duc acasă, dar să fac cursuri. Și atunci, oamenii au nevoie, să vezi în companii când își cer. Dom'le, cum putem să lucrăm un pic cu spontaneitatea? Cursuri de fucking impro, nimic nu te ține mai tare. Iar în rândul actorilor, probabil o să stârnesc un pic de polemică, e alegerea lor. Sunt actori care zic, eu nu ies, mă, pe scenă dacă n-am scenariu, n-am tot. Da, și zic, ieși ca să stai să vezi cum te ascuți într-o fracțiune de secundă și ieși din rutina aia, regizor, piesă, am învățat, suflori în siguranță, ieși și-mi fac rolul foarte... Nu, să vezi cum ieși în pielea goală, nu la propriu,
ești dezbrăcat complet gol și te uiți și te rogi, repet, voi știți bine, te rogi să ai un public bun care îți dă, îți dă o idee bună. Că așa e și spectacolele. Cu public bun e spectacole bune. Și atunci, tot asta zic, impro face din orice om, nu trebuie să fii actor cu experiență, poți să fii orice om doritor să înveți. Faci impro, te dezvolți pe tine enorm, că îți dezvoltă această prezență și spontaneitate. Și mă întorc la faza cu companiile, în companii își doresc oamenii și cer. N-are cine trăzne să le facă. Bun, ce mi-ai mai enumerat acolo să știu la ce renunț? Actor, staroste, MC eveniment. Sau staroste. Gata. Taroste. S-a terminat? Taroste, grăitor, vornic, câine, gurist. Pe toate le-am auzit. Pe toate le-am auzit. 11 ani mi-am trăit viața foarte faină așa. Dar ajunge toate. Ajunge. Oricum în camerată de succes. Adică până cu câțiva ani îmi divorța un cuplu din 10. Mai nou, unul din... S-ai făcut vreodată de conștiință că din cauza în ultimii 2 ani, nu din cauza mea. Nu, nu, s-au serios, schimbat din cauza vremurile. Bă, dar cât căcat să se schimbe, să nu mai rezist. Abia să apuce să-mi plătească, să-mi vireze, să facem contract și a divorțează. Boiș, am avut un băiat care a vrut să facă o surpriză iubitei lui și m-a sunat și a zis, uite, anul viitor, în luna noiembrie, am rezervat un mega sală, mega tot, vreau să mă întâlnesc cu tine. Și am zis, ok. Și m-am dus la întâlnire cu el. În viața vieții mele nu m-am dus la întâlnire cu Miri și să vină el. Că ea taie și spui, ea dictează, nu nunta ei. El e un accesoriu alb negru exact ca un pinguin acolo. Toți am fost în asta. Și mă întâlnesc, mă, numai cu el. Și zice omul ăsta așa și zice... Zăzi, mă, l-am întrebat, ok, dar zic, iubita ta e surpriză. Bă, zic, foarte tare, adică cum surpriză? Și cel păi, surpriză că vreau să bat palma cu tine, am rezervat DJ, band, am sala și când le-am toate pregătite, luna viitoare e ziua ei și de ziua ei îi fac cererea și îi spun că avem totul pregătit. Zic, man, ești foarte tare. Bat palma cu el pe noiembrie anul viitor. Și îmi zice, nu, uite, acum totuși să stau să termine facultatea, că încă e tânără. Zic, ce înseamnă tânără? Avea 21 de ani. Și tu 30 un pic. Zic, fain. Mă sună omul după ceva vreme, că tipa l-a refuzat, frumos l-a refuzat și a zis, mă, am 21 de ani, nu putem face nuntă. El, după încă o lună discutând și-o dat seama că e distanța mare, nu merge, s-a despărțit frumos de ea, 2 luni mai târziu la un party. Nu. A mea. S-a dus. Iartă-mă. Caută-m pe patul spitalului. Să nu rămâne pe veselie. Nu, că vă dau din toate registrele. De astea ceva ce n-ascultați tot timpul. După aia... Când îți uită la noi, Bob? După, nu, dă ce vrei. Bun, și ideea este că 3 luni mai târziu mă sună omul că ținem data, ținem band-ul, ținem DJ-ul, ținem tot și ținem noua tipă pe care și-o găsit-o cunoscută și care a fost de acord să facă nuntă cu el în noiembrie. Bă, ce tare e faza asta. Nu-i tare deloc, man. Dar cum o convingi pe aia și spui... Nu i-o zis prin ce-o trecut înainte. Eu zis numai că te iubesc atât de mult încât am relații și o pot face rost. Nu s-a dus și a zis, ești la a doua încercare. Da, nu. Auzi. Deci la asta renunț. Eu sala o am luată, dacă te bași, te bași, dacă nu. Da, exact. Da. Deci dintre toate la asta renunța. Șansă unică, rămâi prost. Nu o să-ți vină să crezi ce am. Nu, mă, fain așa. Și te-ai distrat? Sau încă n-a fost evenimentul? Nu s-a mai întâmplat. Nici al doilea? Ba, al doilea s-a întâmplat, dar m-am dus eu. Eu am zis, ba, mi-a admir, dar eu, asta e o chestie foarte dubioasă. Și l-am refuzat politicosul, m-am înțeles, am recomandat pe careva și toată lumea a fost ok. Dragoș? Mm-mm. Nu cred că făcea Dragoș atunci, îți dai seama când s-a întâmplat. Dragoș nu făcea încă, nu era. Dar care a fost prima chestie de care te-ai apucat? Adică ai fost actor și după aia te-ai apucat de improv sau... Nu. Ba da. Improv m-am apucat în 2008 când am terminat facultatea. Ne duseserăm în anul 4 de facultate la un festival de la Iași și acolo veni Muscalu, ca adus de festivalul respectiv, să ne învețe cursuri de improv. Bă, eu mi-amintesc primul meu curs de improv cu Muscalu. Eram anul 4, generația lui Baci la Cluj, rupeam tot, eram bun. Și intrăm într-o sală acolo și zice Muscalu, salut, eu sunt Dragoș, venim de la București, o să faceți teatru sport. Prima era teatru sport, nu era curs de improvizație. Da. Și noi, întrebarea noastră a fost, știi, la astea cu teatru sport, făcea gașca de la Mureș Mon. Da. Și când am auzit de teatru sport, voi vedea seama că noi ne-am întrebat, bă, trebuie să ne luăm training și Adidas. Da. Noi n-am știut prima dată ce e teatru sport. Exact. Și vine Muscalu și ne zice, e teatru de improvizație. Și am zis, cum adică teatru de improvizație? Bă, lecția 1 cu Muscalu în anul 4, eram noi în 2008 la Iași. Zice Muscalu, eu vă zic un cuvânt și voi îmi ziceți primul cuvânt care vă vine în minte când vă zic eu cuvântul meu.
dar nu pregătiți, lăsați-o free, ca la... Da. Să uită muscalul nea, să uite, ajunge muscalul la mine, na. Ce muscalul? Banană. Eu s-a așa sunat și a zis banană. Toată lumea din festival s-a uitat. Stă muscalul banană. Zi primul lucru la care te gândești când zic cuvântul banană. M-am uitat la el și eram... și după 8 minute am zis pas. S-a uitat la noi și o zis, voi sunteți de la Cluj? Da. Nu-s nimic, o zis, am mers mai departe. Bă, m-am dus... 8 minute, 15 secunde. Bă, pula, nu, m-am dus mai acasă, bă, în seara așa am stat și ne-am gândit. Mă, cum căcat anul 4, noi actori, făcuți în spectacole, mi-au zis ăla banană și eu nu m-am putut gândi la nimic. Bă, nu Dar n-ați avut cursuri de impro la facultate? Am dat un spectacol cu Melania Ursu, cu doamna Melania Ursu, Dumnezeu să o liniștească, odihnească, că nu mai... Și am dat ceva spectacol de impro, dar era impro ăla din facultate. Trăgeai un bilețel super cu clasic, da. Stare de spirit, cuvânt, obiect. Ar merge de probă de teatru. Da, da, da. Mergea la admitere. Noi făceam intrări prin uși imaginare. Mers ălea și ălea. Culori, da, da, spații. Da, da. Ești în pădure. Cum adică culori? Am avut cursuri în care proful de improvizație ne punea să facem culori. Și că îți dau o stare de spirit. E meta, n-are niciun da, sens. Da, îți dau o stare, adică roșu, dacă faci o chestie inspirată de culoarea roșie, va fi mult mai, știu, pasională, mai da, decât furie, un... Pasiune roșu, exagerată. Decât galben care mai... Sau albastru, cele sau... Da, negru, făceai negru, toți erai în doliu. Da. Și are dreptate, Paul, așa era. Și era aia cu biletul, trăgeai un bilet, luai un obiect de pe masă și da. O stare de spirit. Da, atât da, era da. Impro. Mm-hmm. Și făceam, dar noi nu lucram. Bă, ne-am dus bă, în seara ta, am fost de frustrat și de nervos. Bă, cum căcat a venit ăsta să ne zică banană și eu n-am știut să-i zic un cuvânt, bă. Ne-a închis. Da. Și a doua zi ne-am apucat de lucru cu el, în așa fel încât la finalul festivalului am făcut spectacol. Spectacol cu public. Și am rămas așa în relație bună cu muscalul de... Au trecut 14 ani de atunci. A doua zi ați mers și a zis, bă, hai că, Dragoș, hai că să te pregătiți. Zii, da. Banană, fruct! Da, ceva. Nu, că e, zi, la banană aveai gândită și l-a zis curcubeu. Oh, până luăm de la cap. Ca George în Seinfeld, care și-a pregătit gluma cu o sunat da, oceanul da, da. Înapoi și a doua zi la schimbă gluma. Și atunci cu impro am început, dacă o iau așa, impro. După aia cu televiziunea în 2010 a fost o încercare și a fost la un post local de televiziune din Cluj, faza cu Marinel Moraru. Și după aia am făcut nuntă. Am făcut nuntă, m-am căsătorit, am făcut nuntă. Și am vorbit cu vreo trei băieți de ăștia din Cluj, cum ești nevastă mea, zice, mă, ar trebui să ne angajăm unde ăsta, că toată lumea avea să zică, să te coordoneze. Am întâlnit cu vreo 2-3 băieți, foarte drăguți, foarte ok, dar am zis, mă, nu. Eu pot mai bine. Nu, da, nu. Și fiind absolvenți de facultă de teatru, muscalul venea și el, că eram deja după 2 ani, eram prieteni buni. Și i-am zis, bă, muscalul, trebuie să zici. Zic, ce să zic? Bă, zic ceva la oameni. Și după ce au zis muscalul bine și tot, zic, ia dați-mi microfonul ăla. Și mi l-am pus pe masă. La nunta ta. La nunta mea. Și făceam intervenții când aveam chef și colegii vineau toți, bă, băiată microfonul ăla, că să facem stand-up comedy. Robi mi-a făcut stand-up comedy de relația de cuplu în 2010 la nunta, am fost împrăștiați. Mi-a făcut toate. Și am plecat de acolo liniștit de la nuntă și după câteva luni dintre prieteni și colegii cunoscuți, bă, avem nuntă la anul, nu vii și la noi. A zis, bă, da, vii, să vii să zici cum ai zis la tine. Da, mă, da, am venit, hai, mă. Hai. Și te duci la unii, te duci la alții și după vine unul și zice, ia cu ai niște bani, că m-ai făcut să râd. Bine, mersi. Mai hai și săptămâna viitoare și that's life. Și asta a durat o grămadă de vreme. Și încă mai durează, dar asta, dacă e să renunț, aș renunța la ele, deși sunt foarte mișto, e o experiență pe care trebuie să o încerce și alții. Nu trebuie să o încerce și alții. Să te duci, să ai... Pentru tine e un alt event. Pentru oamenii ăia e de oameni exact, în viața lor. Aia vreau să te întreb, că deși e alt event, ai tot timpul experiența singulară al eventului da. Respectiv, pentru că e alt vibe, sunt alți oameni, da, sunt alți da, miri, normal, e oricum, alt public. Să știi că diferă foarte tare, adică am avut și evenimente nunți la care am cântat și aveam acces la microfon și intram cumva în chestia aia, știi? Că te mai chemau, erau... Da, ai cântat, da, nu? Da, hai să mai dai niște da, dume da. Și din astea. Și așa, cumva te duci, faci extra mile-ul ăla. Aveam americanii o vorbă cu try hard. Cut. Vezi, reclame de care ți-amintești după 20 de ani. Când aveam 20 de ani înainte de teatru și eram în America, am văzut la TV o chestie, că mi-am adus aminte când a zis Paul, era o reclamă la fucking Avis. Ăștia închiriază mașini cum e Hertz în America. Okay. Și făcuseră o reclamă în 1999, try hard,
Și după hard puseseră în paranteză R. Și-o zis, diferența în viață, toată lumea, everyone's trying hard. You should try harder. Noi la Avis, we try harder. Păi era o reclamă de 30 de secunde pe TV. Și mă uitam, eram angajat, eu stăteam, mâncam la cafeterie, ce borșne de acolo, și mă uitam și mă gândeam, ce mișto e asta, când toată lumea tries hard, you should try harder. Dacă ai cântat la o nuntă și rolul tău, te-ai adus acolo să le cânți. Așa ce Paul, care e mișto și numai uneori joacă rolul de hater, și la final, bă, hai să vă zic o glumă drăguță. La el era, el o try hard. Cu hate la nuntă, e ok. Dădea, e okay. Dădeai cu hate la nuntă? Da, da, orlo, ei o interpretau foarte fain oamenii. Mamă, ce mișto, au zis glume. Fii atent când dai cu hate la nuntă. Stai, mă întreabă lumea. Zi. Nu, nu, că acum sunt curios. Adică nu-ți bagi joc de mireasă, mire, naș, din asta. Ei, bravo. Invitat, unchiul cui, da. Unchiul cuiva. Nu că știe. Unchiul beție, probabil. Uite-o pe bunică, a dormit, sărm la bunică, trezește-te că-i nuntă. Opa, hai la petrecere. Lumea împrășteată, dar are dreptate, Paul. Da. Fii atent. Și apropo am de asta. Am sacrificat-o pe bunică, a fost ultima ei nuntă, dar... Nu s-o supăra dar nimeni. Ce bine a ales toată succes. Lumea. După aceea n-am mai văzut-o. Și poți să întinzi partea asta cu gluma, te poți duce până la familia Mirelui și la Mire. Și toată lumea o să fie împrășteată de la... Dar nu mireasă. Nu, da, mireasă. Nu mireasă, toti. La nuntă poți face stand-up de ori, poți să faci roast și lumea râde. Dar să nu zici ceva de mireasă, chiar dacă e mai funny decât tot materialul pe care îl ai de mire. Ai zis de mireasă sau de soacră sau de ce o să fie, ai belit-o. Uite o nedreptatea vieții. Uite o nedreptate a vieții. Este, nu? Nu e un dublu standard, de, dublu de standard. De ce pot să bat fosul de mire și să râdă toată lumea și să zic la mireasă, look at you, mai frumoasă de atâta nu o să fii în viața de ta. De ce e totul mirilor și dansul miresei? Da. There you go. Și atunci la asta aș renunța, deși a fost foarte mișto. Să intre niște bărbați afectați. Haideți să vedem ce e în spate. Asta e situația. Deci la asta aș renunța, dacă mă întreb. Și deja renunț. Okay. Nu-l mai sunați, e plin, gata, gata. Nu mai. Ți-ai scos numele de telefon de pe Facebook? Nu l-am avut niciodată. M-a sunat dat un băiat de 12 ani. Salut! Băi, am crezut că n-aud bine. Ți-am luat numărul de pe Instagram, îl faci un pic pe Haurențiu. Și eu am crezut că pic jos, mă, acum vreo 2-3 ani. Un băiat de 11 ani găsise număr de telefon pe Instagram. Instagramul mi-a arătat numărul de telefon la public. Fută-l soarele, vede să-l scot. Este ok. No, that's life. Și l-ai făcut? Nu. Te-ai dat și-ai închis. Poate l-am făcut. Am zis, che la mătă. Ce să știu? Haurențiu, de câți ani activează? De câți ani există? Există de la un cenzurat, Druidu știe, există de la un cenzurat din 2013. Deci la anul face 10 ani. El există acolo când aflase Tibi de ceva, făceam censuratul în care scriam știrile. El ne aducea bacea din Germania să pun fac. Păi, tu în gură. Pot să ghicesc că a apărut chestiunea cu să nu mai aveai voie să spui țiganilor țigan la chestiunea peorativă, nu? Așa era sketch-ul respectiv. Se poate, dar înainte eu știu primul. Primul a fost când s-au dus romii în Anglia, erau țiganii noștri în Anglia și le dădea 200 de lire dacă făceau școală sau ceva. Și găsește Tibi știrea și ce bă, mere asta de știre de numai. Dar mere de sketch. Îți dai seama, mere de sketch, un țigan cum vorbește cu... Și primul, cum să facem? Și nu toți băieții, bă, n-ai vreo... Bă, zic, steam așa și zic, fiți atenți. Am o cămașă roșie de prin anul 4 de facultate... Și să vă zic, în anul 4 de facultate ce era la modă în Cluj. Nu știu pe unde, nu știu unde dispărut. Nu, dar, mă rog. E aceeași cămașă? Aceeași. Cămașa e din 2008, am spălat-o de câteva ori ca să destramă tot. E franjor la gât. Dar tu poți face NFT după ea, poți face o grămadă de bani de pe cămașă. NFT ai zis? Nu, nu l-am învățat. Nu l-am învățat la păcănele. NFT ai zis? Nu l-am învățat la păcănele. Druid notează NFT. No. Mă, în 2008, vorbesc serios, am niște poze cu familia prin 2007-2008. În 2008 eram o gașcă de vreo 40-50 de oameni la aceeași vârstă cunoscuți prieteni și odată pe lună, de două ori pe lună, organizai câte un party, dar cu tematică. Și printre ele erau și ăstea de gypsy party. Și vin unii și, bă, închiriam local 40 de oameni, fiecare de 100 de lei, să cumpăra de mâncat, de băut, era nuntă mai mișto ca aia nu era. Și la o petrecere de aia mi-am găsit odată cămașa asta, primită de la vară mea, care o găsise într-un second hand, m-am luat-o pe mine, am făcut un Haurențiu de ăsta de la noi din cartier, de oru. Și când o scris Tibi știrea, am făcut-o. Nici n-avea nume atunci Haurențiu în 2013. Și primul clip ăsta cred că a fost al lui cu... Și Tibi era reporter. Stăteam lângă o caravană și am luat microfonul și am dat cu el în cap. Mi-amintesc.
și am vorbit o romgleză țigănească la primul clip. Și a ieșit fain, a mers bine. Păi druidul, mare susținător al lui Haurențiu, a zis, ține-l că este o oglindă bună și corectă pusă populație. Și am zis bine. Și după aia am dat nume și după aia au crescut, fută-l soarele. Da, mai costă la... Dingheret în zorilor, da, ăla, alea-s primele două. Și m-am întâlnit acum câteva săptămâni pe stradă cu un tip și-o zis, am poză cu tine, și când mi-arată poza era poza de la gheretele de telefoane. Și am zis alea, știi că ești primul în care are poză cu Haurențiu, nu se poate, stai prima poză pe care am făcut-o cu Haurențiu. Deci Haurențiu e atât de vechi, ca să zic așa, și de acolo încolo... Totuși Haurențiu e altfel, ți-amintești București, filmările la prima. Mi-am dus când filmam la prima cu băieții cu Epicu, ne scriam tot în Cluj, zburam la București, filmam, veneam acasă cu Druidu, stăteam două zile și editam. Montam, făceam emisiunea. Și eram atât în studio în București la prima, filmam. Și filmează Haurențiu ceva, la cromă, zice. Ne filmau operatorii. Când o terminat Haurențiu, scotea capul. Ce-a fost asta cu mai? De ce? Nu mă, serios, deci ce-a fost asta? Zic, un personaj. Ce personaj e ăsta, mă, în casă? Eu zic, e un Gabur. Dă-te, mă, cu aia, nu e Gabur, mă. Deci, mă, tu n-ai văzut, mă, Gabur? Gabur e ăștia, polițiști, dă inter... A, zic, nu, ăsta e Gabur de la noi. Și Gabur e ăștia, ce căcat. Zic, e poliți... E de etnie romă, e țigan. Și căcat, mă, țigane, mă, n-ai văzut, mă, țigane în București și e altfel. Și-o stat aia să înțeleagă și mi-am dat seama, stai, un pic, stai, Haurențiu are până pe la Brașov, Târgu Mureș. Sighișoara, Sibiu, atât. Curbura. Curbură. La Curbură, la Mureș. La Mureș, când mă duc, îmi știu mașinile toate. La Mureș, cum trec, cum intră pe autostradă și scrie acolo de Ungheni, județul Mureș, cum intru în Mureș, cum opresc, că știu că a venit. Că e, nu. Dar cred că ți-am povestit de familia de rom pe care o mai ajungi așa. Sunt absolut obsedați de Haurențiu. Deci mi se pare cel mai fascinant lucru, știi? Să vină un om de etnie romă, pentru că vehiculează și treaba asta la fel, pe alt dublu standard. Yeah, I know. It happens. Și să-mi vină omul de etnie romă să zică, când îl văd pe domnul Bob, îl face pe Haurențiu, mor. Nu. Și ești... A, deci da. Tu nu te simți jignit, dar se simte un om care nu este de etnie romă. Niciun Gabor, niciun țigan pe care, bă, mă opresc în cartenul ăla. Noi acolo vorbesc cu ei, discutăm despre treaba asta. Frate, am primit vreo două sau trei blocuri sau de astea reporturi pe Facebook și ceva mesaj, toate nu vin, nu de la gabori, nu de la țigani, vine la români. Da, care români copleșiți, pentru... da. Este un stereotip, este o subliniere a stereotipului, este rasism. Zic, cum e, mă, rasism? Și mi-explică cum e rasism. Aici, asta e. E exact ca și chestiunea pe care a făcut-o Micuțu acum în Timișoara, de l-au cenzurat pe Jador, nu știu dacă știi toată treaba. Da, că nu vreau să cânte la filarmonică. Și s-a dus Micuțu și a intrat pe Jador și a zis că... Și-a pus lumea întrebarea, ăla n-are voie să cânte manele aici, dar eu am voie să vin să zic pula, uite că aveți pula și manele. Da. Băi, și au nebunit sopranele în Timișoara, nu? Da. Și la el m-am uitat la postare, erau oameni contrariați, că nu există așa ce așa, zis, bă, că și-a bătut joc Micuțu de rău. Nu și-a bătut joc Micuțu de nimic, că este tocmai o satiră atât de fină adusă și n-a prins-o nimeni. E fabulos. Ba da, au prins-o, man. Nu aia e problema. Eu înțeleg și cealaltă perspectivă. Am înțeles-o de foarte multă vreme. Adică noi am avut și discuții și certuri legate pe subiectul ăsta. Pentru unii oameni care au pur și simplu o altă etnie și sunt obișnuiți cu alte lucruri, poate să fie jignitoare treaba aia, da. Știi? Tu nu poți să-i condamn pe oamenii aia că se uită la un gest ca lui Micuțu, de exemplu, și zic, bă, ok, am înțeles, ai făcut gluma asta, dar în același timp tu ai pus o manea și asta reprezintă cultura noastră, știi? Deci cumva ți-ai bătut joc de manele, știi? E atât, o chestie de genul ăla. Normal că omul nu a făcut treaba aia, știi? Normal că el nu a fost rasist și a zis, am intrat pe manea. Percepția e la ei. Corect, povesteam cu... Corect. Acum trei zile eram cu copii din... Iartă-mă că te-am întrerupt așa. Eram cu copii în mașină, nepoții și cu a mea. Și veneam sâmbătă de undeva, Chele Borzești, că a fost foarte mișto și ne-am dus. Și nepotul meu, care are 14 ani, adolescent de la mișto, tot o tizuia, o șicana pe sorul sa, băi, dădea bullying. Când eram noi copii mici, nu știu ce era bullying. Îți băteai fosul de celălalt, așa, da, cum o faci toată viața. Mășaia mică foarte tare s-a supărat.
eu conduceam și ei trei în spate. Și amică tot i-a zis, nu mai fa așa, mă enervează, mă doare, de ce zici asta? Ea foarte mișto reacționa. Și i-am zis, zic, fii atent aici. Sigur, e copil, dar trebuie să învețe de tineri, cum, de mici, cum să gestioneze. Și mi-am adus aminte de asta când a zis acum Paul. Bă, când un om se supără pe o chestie, tu nu mai poți să te duci cu argumente raționale să-i zici, man, nu te supăra, copile, suferința și supărarea și ce mecanisme în interior declanșate de un cuvânt, un gest, o intonație, nu le mai poți tu veni după aia rațional să zici. Raționalul. Frate, uitați-vă pe Facebook. Bă, când începe un scandal care împarte România în două, fiecare îi bagă fosul la el alți în gură și zice, bă, dar nu vă enervați, dar n-aveți dreptate. Cum mă să zic eu că tu n-ai dreptate când tu ai turbat, când ai auzit că vrei să tai banii la Biserica Ortodoxă? Dau un exemplu, ceva ce nu se va întâmpla niciodată. Tăiem finanțarea Bisericii Ortodoxe. Man, ăla te omoară dacă tai finanțarea. Și tu zici, mă, spitale, cu nu! Cu mână cu care el nu are bani să-și cumpere o pâine. Da, nu-l interesează. Nu. Atunci îți dai seama, corect, nu mai poți, nu poți să-i zici omului de lângă tine, nu te enerva, nu te agita. Nu, omul ăla e supărat de ceva. Și îi ziceam la vară mea, ca să închei, la nepoată, ca să închei subiectul, am fost o chestie și mi-a plăcut foarte mult. Dacă cineva te înjură într-o limbă străină pe care tu nu o cunoști deloc, tu nu înțelegi nimic, mă. Așa e și când te atacă cineva cu ceva. Știi? Adică vine japonezul, se uită la bacea, tu zici, mă, poate mi-o zis trei țar, familia frumos ești, bă, tatuatule. Poate o zis să crape măta sau ceva. Tu pui însemnătate sau ceva. Știi? Și așa e și la când vine cineva și te înjură. Tu pui însemnătate cuvintelor. Tu le dai meaning cuvintelor, nu el. Și atunci dacă reușești să faci treaba asta mult timp, ca și copilii greu, te rănesc toate astea, știi? Încercam să-i zic că tu nu ești nimic din ce o zis frate tău că ești. Numai te supără. Și n-am trecut în etapa următoare, pe care etapa am văzut-o cel mai bine la Cucu. Mă, Cucu, nărodul de Cucu, pe Cucu nu-l poți bully. Nu poți să-i faci bullying la Cucu. O zic de ani de zile. Știi de ce? Că au găsit un mecanism. Poate poți să-i faci, evident că omul e și el cu suflet. Dar știi ce face Cucu la bullying? Supralicitează. Apropo de impro și de joc. Deci la Cucu, dacă te duci și zici, bă, ești un gras prost și infect, el imediat zice, numai atâta, asta numai dimineața, dar după azi vezi că șa-șa-șa. Și supralicitează. Și pentru un atacator, pentru cineva care ofensează, nu te aștepți să-ți răspundă la așa. Da, da, da. Te duci la Cucu și zici, bă, ești un fraier. Ești fraier puturos, dar stai să vezi că și leșinat, da, bă, și glumit, în școală, ai, și nu, fosul. Nu, nu așa, și după aceea tu zici, bine, că rău, ești tu deștept. Și încură și o bală din colțul gurii. Și orice îi zici, îl supralicitează. Dezarmare, da, prin autoironie, nu? There you, da, go. Și după a treia și stai și zici, ce căcat să-i mai zic, că prostul zice mai multe. Băi, mecanismul lui de apărare. Nu pot învăța un copil de 12 ani să se apere așa, știi, dar... Serios, dar cucu-i foarte, da, tare. Nu poți să-i zici, fă ca un cuto cucu. Ia, uite, vezi cum e. Și el, da. Ce strebă, copiile! Și asta, eu zic la Cucu de fiecare dată când avem ocazia. Cucu e un exemplu de să-i fâlfâie, știi? Adică el supralicitează. Vine, face autoreunie și o duce mai departe. Na. Da. Și cred că asta... e al patrulea episod consecutiv în care vorbim. Cumva de Cucu. Vorbim de Cucu. Da, da, da. Apare, zici că e, zici Cucu că e fantoma lui. Cucu e coleg de trupă cu Bob. Domnul Adrian Cucu este actor al Teatrului Național din Cluj. Epic Iau show. Așa. Lasă Epic Show și tot. Cine știe de la teatru? Și depinde de premiul lui Bravo. Și... E unchiul lui Mircea Bravo. Unchiul lui Mircea Bravo. Ai de mine. Cum se recomandă și alții de la teatru. Voi, da, voi luați bani de fiecare dată când ziceți Mircea Bravo? Da, da. Așa m-aș angaja și eu. Mircea Bravo, Mircea Bravo, Mircea Bravo. Și apare reclamă cu următor sketch Mircea Bravo. Trebuie să fii ori frumos, ori talentat să ajungi acolo. Și pe tine cum te-au luat, Cristian Ciui? Așteptam. Ambele auzi. Nu, dar scrie aici că e o întrebare, de o să ajung și la ea, că te ajută mult în viață să fii frumos. Ce, pe Bob l-ai întrebat? Da. Și mergeți împreună undeva în weekend. Cu Ciui? Că așa și m-aș duce cu Ciui. Și mă și duc. Hei, două weekenduri consecutive. Cing! Ce zâmbe mi-o tras acum, mi-e frică. Nu mai dau spate. Hai, ne luăm camere separate. O să iau ca un compliment. Dacă nu faci vreo drongă, dar nu vorbeam de tine, e foarte ok. Da. Nu cred că nu-s gen Brad Pitt, Ben Affleck sau Tom Hanks e frumos. Îs prezentabil, adică nu te chiar sperii de mine când mă vezi. Gen, atâta. O zis Tom Hanks.
Nu, nu, Tom Cruise. Atent! Să mă ierte Dumnezeu, nu zic că nu-i urât Tom Hanks, dar... Da, dar nu-i Bob Rădulescu. Nu, nu, dar nu-i Bob Rădulescu. Bravo. Mă gândeam la Tom Cruise, iartă-mă, my bad. Tom Cruise, care și ăla frumușel are carisma lui. M-a ajutat foarte mult în relațiile cu femeile. Vorbesc foarte serios. Și nu vorbesc neapărat de o conotație de asta, adică am văzut o tipă și mi-a fost mai ușor să o cuceresc. Nu, fii atent, eu când eram mic eram foarte slab. Da, slăbuț as fizic. Bă, eram, deci eu luam mai multe haine pe mine de frică să nu sufle vântul. Așa am fost toată viața, mega. Nici acum nu-s gras. Bă, da, slab, slab. Și când ai 15, 16, 17 ani, frustrarea e îngrozitoare. Să crești adolescent, să trebuiască să te duci la vara, la piscină, la tot, în vremurile în care nu erau shorts, cum au acum toți bărbații. Da, da, da. Frate, erau speedos. Gocoșari. Bă, erau speedos de aia. Mai am luat speedos de la raionul de băieți de 9-12 ani. Era la Central, singurul magazin a Clujului. He, cine știe, știe. Copile, nu, bă, eram, aveam niște picioare cât microfoanele astea, așa. Atât aveam două picioare. Erai frustrat ca și copil. Niște mâini, ca și cablurile, îmi atârnau până la genunchi. Eram slab, strâmbuț. Și atunci n-am... Aveam colegi de clasă în liceu, bă, frumoși, bărbați frumoși, băieți faini, trăgeau, mergeau la sală, făceau sport, arătau bine. Bă, cucereau gagicile în liceu, care erau clar numai pe scanat gagicile. Se uitau la ei și vedeau. Și atunci am învățat să vorbesc frumos. Vorbesc serios. Mă, n-am... Aveam trei colegi, unul mai fain ca altul. Eram în gașcă cu ei. Dar eu... Ce povesteam mai devreme? Povestea cu Titi Băcioiu și cu Florin Piersic. Da, da, da. Ei erau Florin Piersic, eram Titi Băcioiu. Eu învățam să le vorbesc, să... Și ce refuzau ei, pica și mie ceva, că nu rămâne așa. Dar marele avantaj a relației a fost cu doamnele, eu și în ziua de azi, mă, deci eu mă înțeleg bine, înțeleg bine cu femeile de la 50 de ani încolo, 60, preferatele mele. Și după ce treceți de toate glumele, atât îmi place să vorbesc cu femeile în vârstă. Așa le dau și îmi face plăcere să fac asta, să le dau starea aia de bine. Mă vorbesc frumos cu ele, le zâmbesc. Mie, nu mă duc absolut groznic să cochetez cu o bătrânică care îmi vinde în piață, iubesc piața, și mă duc la bătrânica aia de la care au sâmburi de nucă și să zic, ce faceți azi, mânecă? Da, deci nu fac foarte grafie, cât da. Lăsați din preț. Mă duc și zic, sărumâna, ce faci, bunic, cum mai ești? Bine, țucutia, am adus azi niște lobodă, am niște ceapă proaspătă, dăm de aia, dăm de aia, Doamne ajută-ți, dă-ți, ficiori, cum mai ți-s, nepoțe, ce-ți fac? Mă, și să uite o femeie de 80 de ani La un băiat la 40 de ani care vorbește fain cu ea. Așa bună stare îi dau. Și o văd și simt și îmi place, nu, mă. Makes me feel good. Poate dacă eram urât, vorbeam mai frumos. Bă, dacă eram un pic mai urât, bă, învățam și mai bine. Citeam mai mult, eram mai deștept. Așa am păstrat echilibru. Să fie bine. Asta ar putea să fie definiția optimismului. Dacă eram... Ce ai zis tu acum? Dacă eram urât, eram și mai deștept. Putea fi. Deci da, te ajută. Dar nu ți se pare că vine dintr-un background în care o grămadă de bărbăle își ignoră consoartele și nu reușesc să ducă niciun nivel de comunicare cu persoanele la... El chiar s-a dus acolo în zona aia în care am vrut să-i pun stigma. Nu. Că doar bărbatul ăla de 82 de ani nu mai dă acolo, dacă mergi tu tânăr. Ce prost ești, nu! Ce prost ești! Bă, știi ce greu e să comunici? Știi ce greu e să comunici? Am auzit-o, da, glumă, e ok. E îngrozitor de greu să comunici. E foarte ușor să vorbești. E foarte greu să comunici. Și noi, bărbații, nu e natura noastră genetic construit să putem vorbi, comunicăm. Dar noi nu comunicăm. Nu știm să comunicăm. Ne reprimăm sentimente, ascundem foarte multă durere, frustrare, neîmplinire. Bărbatul ascunde. Femeia, dacă trece prin asta, dacă într-o relație, știu că știți asta, dacă într-o relație femeia e nefericită, următorii pași sunt rapizi. Psiholog, terapeut, divorț, o viață nouă. Bărbatul e nefericit și neîmplinit. Get your shit together, du-te înainte. Noi nu știm comunica. Ca să învățăm să comunicăm, trebuie ca femeia de lângă noi să ne învețe să comunicăm. Știu că sună dubaș, dar noi, Nu sună neapărat dubaș, dar nu ți se pare că e la fel aceeași chestiune pe care o ceam înainte să vorbească ăsta căcat? Că nu suntem educați deloc în spiritul ăla. Adică bărbatul ăla trebuie să fie stoic. Da. Să nu plângă. Noi încă avem asta, noi încă avem, știți că avem. Da. Adună-te, nu plânge ca o muiere, nu. Exact. Vin, citesc pe net în bulele astea în care vine feminismul, care feminismul e o mișcare extraordinară. Ca orice mișcare bună, e bună.
până treci arătură. Corect. Când o iei pe arătură, e toxică. Feminismul în extrem, habotnicie, e exact ca habotnicia religioasă. Corect. E ca masculinitatea toxică, whatever the fuck that means. Am văzut și de aia, ok. Deci tot felul de chestii de astea. Și revenind la partea asta în care în 2022 încă mamele așa, bă, nu plânge, adună-te, șterge-te, înghite, treci mai departe, fii bărbat. Asta cu fii bărbat încă e. Este, na, acum... Bă, dar nu e normal. Adică... Normal că nu e normal, dar... Chiar avusesem episodul ăla în care... Nu sunt... Asta e faza dubioasă, că sunt foarte multe momente în viață în care you need to man up, dar nu exact definiția, adică nu să fii bărbat. Dar și man up-ul ăla este atât de relativ, ce, pentru că trebuie să îl aplici proprii tale persoane. Adică eu cred că tații noștri, de exemplu, nu aveau suficientă maturitate emoțională încât să se exprime altfel. Păi, să ne comunice chestia. Au primit la fel și el vrea să zică, băi, nu că ești bărbat și comportă-te ca unul, dar fii mai bărbat ca să nu tot iei viața în bot non-stop, știi? Ce dar mișto o zis-o maturitate emoțională. Corect. Da. Bă, dar gândiți-vă la locurile în care munceau tații noștri. Câți ani aveau tații când făceau copii? Cred că de acolo începe tot, la 22-23 de ani. Da, sau până la 30. Ce maturitate când are? Când eram în liceu, am făcut liceu industrial și fucking happy că am făcut-o, că am ieșit acolo în clasa 12 știind dacă îmi pui ceva pe mână, ce să repar, cum să fac. Și în faculta 9-10 ne-au dus în atelierele de școală. În clasa 9-10 eram cu niște maestri de ateliere de școală lângă strunguri. Bă, și te uitai la mediul ăla și te gândeai, fuck my life, așa se lucrează? A 11-a, 12-a ne-au dus în fabrică. Băi, am făcut 2 ani de practică la liceu, la zi, cu... Terminai, nu? Deci nu seral sau profesional, nu că ar fi ceva rău cu ăsta. Și am terminat liceu și în liceu mă uitam la hălile alea. Hălci de hale. Bă, cât vedeai cu ochii, strunguri, freze, raboteze, uleiul pe jos era cât îi zăpada iarna când ninge la nu. Ulei cu grăsime, cu șpandela, cu mizerie și ăia în halatele lor. Și apropo de ce o zis, și o zis o fain socol cu maturitate emoțională. Ăștia bărbați care au fost rupți de pe tarlalele lor de pământ, ăștia au fost oamenii, what the fuck? Au fost rupți de pe la țară și au fost trimiși la oraș să ridice, să construiască socialismul. Și ăla coborâ din vârful muntelui, trebuia să facă la strung și să vorbească cu elevi de clasa 11-a să învețe cum să facă. Să era vorbească cu nevasta lui, că de acolo începe. O lume atât de dură, era o lume atât de dură, încât o zis, degeaba, a fost zis-o bine, maturitate emoțională. Cum se exprime ăla? Și... Nu știu. Bine, sunt lucruri făcute de bărbați. Să... No, înțeleg, nu vreau să dau exemplu neapărat canalul, care a fost o idioțenie absolută a regimului. O trimis, nu știu, probabil o trimis și femei la canal. Nu știu, probabil, cât au fost de cretini, o trimis și femei. Bă, trimiteai oameni care cu mâinile goale trebuiau să sape bolovan și tot. Evident, orice femeie, oricât e de puternică, cedează prima. Fiziologic, genetic, așa suntem construiți. Și atunci, în genul ăsta de muncă fizică, brută, bărbatul e abrutizat, nu stă să-ți explice. Și el când se duce acasă, mă, e așa un tipar majoritar al societății românești. 8 din 10 bărbați, bă, se duceau în garsoniere și în apartamentele alea de blocuri, se duceau acasă, seara la 8, se puneau filmul românesc și sugeau zama aia în 5 minute. Și dacă era rece, îi futeau una la femeie, de-o scotea prin zi. Tot blocul știa, dar toți și le băteau dacă nu era zama caldă. Acum venim noi dintr-o dată că vrem să schimbăm. O dat de om schimba noi când om preda mai departe copiilor noștri model de comunicare în casă. Dar până nu suntem dezvoltați emoțional noi bărbații. Nu poți să dai mai cum, departe. Cum? Ce să dai mai departe? Mai ales că ce dădeau părinții aia copiilor? Da, veneau de la muncă, veneau din... Și modelul educațional pe care îl primeau copiii era un pic mai permisiv față de ce au primit de ei înainte și tot așa o să funcționeze. Adică, cel puțin așa o văd, nu? Tu, în momentul în care primit educație, este un model al educației pe care l-au avut ai tăi, dar un pic mai permisiv. Mai permisiv. Pentru deci pașii sunt foarte organici, pași mici. Câteodată bulele își doresc să se schimbe totul peste noapte, să fie niște evoluții. Bă, dar trebuie să evolueze ființă, fundamental trebuie să evoluezi. Nu poți numai, ok, citezi toată ziua pe net cât de fain e să fie așa, să fie așa. Am auzit prima dată de comunicare asertivă la nevastă mea. Bă, îmi povestea de comunicare asertivă. De unde căcat să știu ce aia? Și am întrebat-o, pui mă, ce e comunicare asertivă? Și a zis, este cheia unei comunicări reușite. Zic, fain, și acum tradum eu. Și mi-a explicat-o.
felul în care zici unui, dai unui om feedback, trăim în lumea companiilor. Feedback e așa, dau un exemplu. Bacea, bag pula în tine, ai futut tot proiectul, suși pula de fraier, du-te afară. Socol. Da, Socol, gen, tu ești. Am dus-o un pic în extrem, iertați-mă. Druiță, mă cenzurez dacă nu voi. No, I'm sorry. Okay. Ok, și comunicarea ziua de azi la un feedback e, bă, ai dat-o de gard, ai dat-o tot. Și vine comunicarea asertivă. Uite, când tu ai încercat să faci proiectul, eu m-am bucurat foarte mult și pentru mine a fost un semn de implicare a ta. Atunci tu când ai eșuat, eu m-am simțit așa. Și comunicarea asertivă îmi pune sentimentele mele în oglindă cu acțiunile tale. Bă, și te face să te simți altfel. Mie, eu v-am dat un exemplu foarte prost. Știi ce mi se pare mega amuzant? Că dacă e să o raportez așa și să nu vă căcați pe voi în comentarii, eu folosesc comunicarea asertivă, că de fiecare dată când mă cer cu nevastă, mi-a zic, nu e ceea ce îmi spui, e felul în care îl spui. Căsnicie one-on-one. Eu, păi, așa e. Da. Adică, coaie, o iau razna. Are știu. E acel ceva. Da. E cum ai... Nu, adică e nu poți să te caci pe mine și poți să accept lucrul ăla, dar depinde foarte mult cum îl spui. Știi? Da. Da. De, știu. Asta cum... Asta e... Dar fii atent pe de altă parte și deși ai dreptate, mă gândesc la o chestie de scris. Nu vi s-a întâmplat să întâmpinați frustrare în comunicările scrise? În, dau un exemplu, nu știu, pe Facebook, pe Facebook Messenger, unde nu înțelegi pe de altă parte, nu înțelegi tonuri, intonații, nu înțelegi nimic. Da. Vezi numai textul scris. Vă să mă scuzați, deci am o problemă în acest moment prezent, pe lângă noi trei. Că avem exact problema. Nu, deci eu nu pot... Nu știu să comunic în scris. Nu știu să comunic în scris, aia este. Deci adică, eu dacă nu pun un emoji, ei în capul lor râs, deci eu scriu, băieți, nu mă simt foarte bine, nu cred că pot să vin astăzi. Ei citesc ăla, dacă n-am pus niciun emoji, citesc ăla și zic, băieți, îmi bag pula în voi... Nu mai vin niciodată la podcast. E, așa o iau. Așa o iau. Și tu trebuie să trimiți emoji how to, adică it's not what you say, it's how you say. Îl pui ăla trist, știi, depinde de situație. Nu mă simt bine, îl pui ăla cu emoji verde și Ciui face, pup, și trimite pup. Da, el pup. Ciui pupează. El pupă, da. El pupă. Deși el nu pupă în viața reală. Deși Ciui, le dăm seama când folosește tonul de pasiv-agresiv, numai din emoji-urile pe care le folosește. Emoji cu ochelari, emoji care trage inimioare în loc de ochi. Da. Prea mult pupi. Pupi. Nu, prea mult pupi. Prea mult pupi. Pupă Ciui de numai. Fii atent cum îmi dau seama atenție, când bătrânesc. Atenție, mare atenție la trei pupi. Pupi, ai luat un cur. Fii atent cum îmi dau seama că îmbătrânesc, dincolo de... Trei pupi în relație. Bevaș, roțile voastre, știi cum îmbătrânesc? Mai nou, la toate postările, ai postările pe Facebook, la care ai like, inimioară, supărat, angry, nu știu ce. Da. Man, la 9 din 10 eu le dau grijă. Inimioară aia luată. Ma, o văd pe mega neutru, nu? 27 de ani, tocmai s-o, de 27 de ani, tocmai s-o pozat pe marginea unei piscine, stau țâțele alea cum trebuie să fie în pula mea stâlpia de la intrarea în grădina raiului. Toată e bine, toată e țâță, toată e bine. Și eu îi dau inima, adică... Grijă, să nu fie frig. Nu-i dau inimă, că inima-i, bă, vrea să o fută. Îi dau grijă, grijă. Ai grijă, numai pune ceva pe tine că ca și un cașul ăla care nu mai gândește nimic. Ca și unchiul, ai grijă la facultă. Ai grijă la tine. Că te fut. Să-mi scrie când vii acasă de asta. Să-ți dau niște bani pentru Cluj. Cucu în clipurile lui Bravo. No. Ian mai e undeva la munte, are niște sfârcuri ca butoanele de la Radio Gloria, toate, atât anis. E sfârcurile ca la vietnameze de poți agăța haina în ele în cuier. Și eu mă uit și toată lumea acolo, mamă, ce bunoacă, ele între ele, gagicile. Ah, o să ajungem la Sibiu Fire. Hani, ești faină, supi, ce bine arăți, iubi, why fuck? Eu îi dau grijă. Mamea, grijă să... Da, grijă că nu pot să dau... Da, deci numai grijă dau. Eu nu înțeleg la chestii, la știri triste, nu știu, postează cineva din ăla, pui negru la poză, știi? Da. S-a murit cineva. Da, da. Nu mai dau tristețe, că eu dau grijă. Tot grijă. Tot grijă dau. Deci și la sfârcuri... grijă, moarte, grijă. Or
ce dai, eu dau grijă. În final ai umor. Grijă. Grijă. Ai grijă. Ai perfectă dreptate. Și acum câteva, acum multă vreme am făcut postarea asta. Dacă vezi, dacă ai pus o poză foarte mișto, dar era adresată gagicilor, dacă ai pus o poză mega sexy tot și nu, ai primit numai 45 de inimioare, uite-te câți bărbați ai în listă și toți care nu au dat inimioare, măcar o recunoaște. Ce, ți-ar sări ochii din cap. Dar nu pot să dau nimic, că nu pot exprima grijă. Mă, tot am dat grijă, dar nici grijă. De la o vreme mai trebuie să schimb. Îmi scoate algoritmul Facebook în față numai de alea cu grijă. S-ar putea să devină emoji-ul prădătorilor, știi, sexual. Da. Ai grijă. Și nu de umbli. Cu E. Ai grijă. Grijă pe unde te plimbi. Eu ți-a cu ochii închis emoji-ul ăla. Ai grijă. Aoleu. Doamne, ați stat 20 de minute cu Bob și sunteți libidinoși toți acum. Mamă, să știi că... Eu nu. Ceea ce înseamnă că la empatie o duce mai bine. După 20 de minute, băieții cu mine sunt libidinoși. După 5 ani cu socol, încă nu-s hateri. Deci e bine. Tot e bine. Tot e bun. E bun. Winner, winner. Nu se ia. Winner, se ia, winner, ia. Chicken bine. Dinner. Bă, copii, nu trimitem oamenii ăștia acasă, că am vorbit destul. Ce? Pe cine? Dar mai vreți? Mai avem... Nu jucăm fac Mary Kill cu Bob. Mai zi. Nu mai pune întrebări din comentarii. Înțelegi conceptul de fac Mary Kill? Nu, jocul. Îmi pare rău. Este un joc care se numește Fuck, Marry, Kill. După aia anunță-l că nu e cu femei și nu e cu femei, cu noi trei. Trebuie să alegi dintre noi trei. Cu cine te-ai căsătorit, pe cine ai omorât și pe cine ai trosni. Dar druid. De ce nu l-ai lăsat pe druid? Nu. Da. Hai să-l întrebăm să facă chestia asta cu Epic Show. Cu da, colegii de la Epic Show. Dar nu lasă colegii de la Epic Show. Voi sunteți aici, pe voi vă fut. De ce n-ai zis înainte? Da, așa era în document. Băi, nu citește nimeni documentul. Ăsta e nivelul de profesionalism. Cu ăștia lucrez. Hei, pentru cei care ați deschis mai târziu telefoanele. Am venit la 5:30 și o oră n-or pornit chestia asta cu cuțitul. Pornit-o ești și un mincinos. Ești un mincinos. Vezi că suntem vecini. Ce? Este o amenințare. Ca să citez un prieten bun care se uită la podcast, dacă ar putea fi un episod fără să aud de Bacea și casa lui... Ar fi minunat. Deci, a trecut momentul Bacea cu casa lui. Da. Bă, dacă plătești, pui banii pe casă. Vii și vorbești 15 minute despre casa ta, dar să văd banii aici. Așa cât vrei? Pe... Păi întreabă-i pe băieți, că ei... Eu finanțez tot proiectul ăsta. Da? Aoleu, da, nu și mai dați bani pe Patreon, că intră da, lui. Acum am în sfârșit înțeleg ce caută Bacea în tot ce bulanjiu! Da, că până acum am vrut să înțeleg, domnule, ce are omul ăla de-l țin acolo? Da. Finanțator. Gata, am înțeles. Râde Elon frumos. Musk cu acestui proiect? Măi, asta e jignire. Dar nici nu inteligent. Deci, Bob, nici nu inventat nimic. Fac Mary Kill? Da, cu colegii de la Epic Show. Da. Pe unul trebuie să... Da, nu, cu nu, voi. Ajungem trei. Și la noi. Trei. Ajungem și la noi. De ce? Sunt curios pe cine urăște cel mai mult de la Epic și pe cine apreciază cel mai mult. E ok cu ei. Ok, fac. L-aș fute pe Dragoș. Cinstit. Da. Ok. Bă, ok, vă zic și de ce. Da. Adică am material de prins, e activ, e bun, sprinte, da, merge, fibră. E fibră, trage la sală, nu-mi rămâne păr în gură. Înțelegeți? Avantaj, grămadă de avantaj. Nu m-am gândit la asta, da. Dar unde pui gura de ți-a rămâne păr? Pe cap! Pupi ca pe Sfânta Cruce. Da, deci oriunde l-aș pupa pe stănică, mă, ce prinde, nu? Deci dacă, acum e un joc imaginar, ok? Da, normal. Da, imaginar. Când o să candidez la, fii atent, când am candidatura de președinte, iese podcastul ăsta în care l-aș fute pe Dragoș. Acesta este omul care dorește să fie președintele acestei regiuni. Regiuni? Actorașul ăsta! Da, mă, dar pui o poză cu Dragoș și după aia tot îmi ar fi. Dar cine l-a fute? Hai. Deci, Dragoș, dacă o luăm așa pe fac Mary Kill, fac Dragoș l-aș rupe în bucăți dacă ar fi, cu cine m-aș însura? M-aș însura cu Tibi. Punct. Na, clar. Cunoscând și trăind atâta că ei, nu poți să te, nu m-aș căsători cu Dragoș, că e bătut cu fosul în cap, adică îi sărite captatoarele, îi sărite captatoarele la toți câte un pic, dar la el cel mai mult. M-aș însura cu Tibi, că la nu m-ar încurca, mă. Exact. I-aș face la Tibi o bibliotecă, o cameră, i-aș da ceva de mâncare și ar fi bărbatul perfect care ieși în ziua de azi. Iubitul meu citește... Seara să-mi comandă. Până eu mă fut cu Dragoș. Iubitul meu citește, fă scenarii frumoase, trăiește-ți viața, fii fericit, plimbă-n câinele. Tibi? Plimbă-n câine? Da.
Tibi e partenerul ideal de căsătorit. Mă, uită-te la el, e omul care nu te deranjează, ai subiecte constructive. Seara la cine aș povesti cu el? Și după ce să fac? Să mă duc să iau trupul lui de om care o citit atât de fain și de mult și să-l bat jocoresc? Să-mi bat plant toată școala lui? Nu pot așa ceva. Dragoș, fac Tibi Mary. Apă pe cucul aș chilării. Nici măcar că a rămas la final tu, da, deja. Dar fără argumente, numai, da, la da, atâta mi-e de drag de numai, la șchilării. De câte ori ar face câte o prostie la șchilării? Dar la șchilării temporar. Știi, să-l pot aduce înapoi, cumva, să te pun într-un timeout, ca în Star Trek. Să te teleportezi undeva și după aceea să te aduc înapoi când îmi trece. Îl criogenizez, așa. Nu, că rămâne tot tânăr și frumos. Eu la 90 de ani tot îl omor și el tot la 40. Bine, că arată ca la 60, dar înțelegi, nu-i corect, știi? Abia asta a fost. Pe cucu... Lasă-mi că îl omoară pe cucu dacă el are 90 de ani și cucu are încă 40. 40, că tot la criogenie. Da? Tu te rec! Lui cucu-i convin. Dar cucu, oricum nu-mi plăcea nimic, am babă. Da. No, vreți și pe voi? Zi-e. Atenție, sunteți gata? Hai. Fuck, Mary, kill! Mary, Paul. E chestia fuck de cac. Mary, kill. Eu sunt ok cu kill. Ești ok. Da. L-aș lua pe hater. E clar, pe tine te-aș fute că ți-o dat natura. Ok, ok. O dat. O dat, dar și luat. Dacă da, da. Okay. O să vedeți pe Patreon cum o dat natura. Da. Nu, da, zic, ești partenerul, da, ești să semănăm, adică e ca și cum aș... Bă. Ei, ar fi prea multă frumusețe într-un, exact, într-un cuplu. Exact, aș fi ca și când stau dimineața în oglindă și mă uit așa și zic, e bine. Deci ai fi ești, tu, de suntem da, ok. Ok, da, Paul, ok. L-aș chilării pe Bacea, l-aș chilării pe Bacea, că mi-e cel mai simplu să nu mai aud râzând și... Dar asta trebuia să facem. Nu m-aș da, tace, bună! Și m-aș însura cu... M-aș însura cu... Descrie-ne o cină cu Paul. Paul? Iubitul meu, avem ceafă grătar, nu-mi trebuie. Ok, eu mănânc eu, nu mă interesează, fă ce vrei. Am luat vin roșu, mă, pule, nu-mi trebuie, am vrut o bere. Aia e relația pe care tu dorești. Vinul, da, aș lua vinul, aș lua carnea, nu m-ar stresa cu nimic. Pe de altă parte... La capitolul liniștit, atât de mult seamănă cu nevastă mea, numai că ea nu-i hateriță. Și atunci sunt cel mai obișnuit la Mary. Să intre Irina. La varianta de Mary. Să rămână. Mary cea cu vinul. Că îl iau pe Paul. Că știu că, pe de altă parte, știu de atâta vreme, man, ăsta mi-a fost coleg cu vară mea, știu tot de desulturile pe care nu știți. Dar nu-ți face nimic în casă. Nu trebuie, că oricum și acum eu fac. El numai trebuie să nu mă încurce. Atât. De-aia e bun la Mary, să nu mă încurce. Tu m-ai încurcat foarte tare. Da. Că tu ai venit cu proiect, cu scris, cu foi. Da, așa ajută. Ăsta vine, nu face nimic, bagă de vină. Dar da, ce ai ajutat făcut acolo? Păi da, era da, nevoie, chiar era într-un nevoie. Într-un spirit pur românesc, pam, pam! Wow. Două castane, liniște cu minte acolo. Și ipotetic o fost. Și într-o variantă în care eu sunt nevasta lui bărbat și măcar aveți umor, lucru pe care mi-l doresc și de la telespectatorii voștri. Bă, băiatul meu! Fuck, okay. Mary, kill and getting beat up! Ba, ce ai scăpat! Nu! Că nu vreau să mă bat și pe mine! Am scăpat că m-ai omorât, Doamne ajută! O, ce frumos! Love yourself! Love you, socol. Amazing. De ce Doamne tot timpul zici chestii care sunt controversate, edgy? Cum ajungi tot timpul în viața ta să spui lucruri și cu potențialul ăsta să te ducă în pulă național orice spui? Cum faci asta? Cum le găsești? Stai așa, te gândești, zic, bă, cred că o să fac o glumă. Să te enervez pe toată lumea. Am văzut știrile, m-am gândit și așa să scriu o chestie. Și când o să spună toată lumea, ce cu tine, mă, tâmpitul, eu o să zic, da, așa vrut eu să fac gluma asta. Nu recunosc nimica. Da. Baiule, și le rog, eu n-am treabă, le recunosc. Am libertatea ca valoare de bază. Lucru pe care, și mă întorc la răspunsul tău, la întrebarea ta, care e foarte bună și o să-i răspund. Revin la treaba cu valoarea, simt că n-am încheiat capitolul de comunicare în relație, care nu-i musai să fie soț, soție, bărbat, femeie, relație, cuplu, concubina, ziceți-i cum vreți.
Comunicarea este crucială în orice formă de relație, inclusiv într-o formulă de prieten care fac comunicarea. Ca să comunici foarte bine, care e mult mai greu decât a vorbi, e crucial să cunoști valorile. Noi toți care suntem aici, oamenii care se uită la noi, mai presus decât orice date despre tine, fizice, de cine ești, e foarte important să-ți cunoști valorile. Când cunoști valorile tale, tu știi care e fundamentul pe care ești construit, respectiv care sunt acțiunile pe care le faci și în virtutea cărei valori le faci. Stilul tău de viață nu e altceva decât o prelungire a valorilor tale. Când îți cunoști valorile tale și ale celor din jur, știi cum să vorbești cu ei, știi cum să trăiești cu ei, știi cum să comunici cu ei, că le înțelegi valorile. Revenind, una din valorile mele fundamentale de când eram copil și aveam 6, 5, 6, 7 ani, a fost felul meu de a fi, nu mai povestind de copilăria mea, pentru mine, libertatea e piatră de temelie. Adică nu pot construi nimic dacă nu sunt liber. Știu cât de riscant e uneori să fii sincer complet, cum îți atragi tot felul de probleme. Pe de altă parte, când nu ești sincer, nu dormi bine noaptea. După ce sincer, nu dorm ceilalți bine noaptea, dar măcar eu dorm. Și asta cu sinceritatea, dacă am un subiect dureros pe care simt că trebuie să-l exprim, eu, pentru liniștea coloanei mele vertebrale, eu trebuie să zic cum cred eu că e punctul meu de vedere. Aia vreau să întreb, nu e mai important somnul tău decât somnul altora? E foarte important somnul meu, dar ne întoarcem la discuția de acum jumătate de oră despre când am fost mai tânăr, am fost foarte mult mai prost decât acum și eram mult mai virulent și cu rana nedreptății din copilărie extrem de activă, cu care tot am discutat cu terapeutul și povesteam de ce mă activează pe mine foarte tare orice nedreptate. Din copilărie, toți avem rănile copilăriei. Da. That's life, psihologie, n-ai ce-i face. Îți tipare clare. Și dacă în copilărie ai fost martor la nedreptate, pe tine te va activa, ca în filmele alea cu spion străin la un cuvânt, ăia devin killer, pe mine mă activează nedreptatea. Și când eram mai tânăr, gen acum 10 ani, 7 ani, 5 ani, dacă vedeam o nedreptate, eu vorbeam despre ea pe Facebook, că mă durea foarte tare. După care mi-am dat seama ce povestea mai devreme cu voi. Pentru unii oameni, ceea ce eu atacam, pentru ei era valoare fundamentală. Eu, nefiind pentru mine valoare, îmi lovea valoarea mea și atunci ripostam atacând. Sau mă apăram atacând-o. La rândul lor ei se apărau atacându-mă pe mine. Și așa lumea într-o continuă luptă. După care îmbătrânești, devii un pic mai înțelept, nu deștept neapărat, și zici, mă, trebuie să înțelegi că fiecare e cu valorile lui. Nu mai încerci să le schimbi, în unele subiecte nu te mai baci pentru că nu mai poți schimba și nu interferează cu valorile celuilalt și atunci accepti și lași de la tine. Înveți ce lupte nu mai merită să le duci. Nu te mai chinui, nu te mai bați. Cu unele războaie nu le mai duci. Și revenind și în ziua de azi, cu unele faci glumă și dacă nu mai putem glumi, pe cuvântul meu că trăim degeaba, și dacă nu mai putem glumi, și revenind la partea de valoare de care am zis eu, de când eram copil mic, pentru mine libertate este valoare de căpătâi. Așa mi-am ales meseria. Actorul, ca și chin, ca și... Socol știe foarte bine că e om de profesie, dincolo de a spune o mască în fiecare zi și a zice un text sau un adevăr, sau a îmbrăca un personaj și a zice prin sentimentele tale, prin cuvintele dramaturgului, deci dincolo de toată povestea asta și căutarea sensului, bă, sunt un om liber. Eu așa am fost toată viața, mie mi-a plăcut libertatea. Dar libertatea trebuie să fie și fizică, și emoțională, și mentală. Și atunci, pentru mine, cea mai mare valoare și la care țin cel mai mult e libertatea. Uită-te de ce, până la 43 de ani, eu n-am făcut nimic care mi-ar putea periclita libertatea. Adică râdem, glumim, dar dacă pe mine vine cineva și zice, sigur, o luăm prin absurd, bă, trebuie să-i futem un dosar la ăsta, la Bob Rădulescu, și trebuie să-i facem un dosar beton. Man, nu ai de ce să te agăți. Eu sunt omul care n-am fumat, de teamă că nu știu cum aș reacționa la fumat. Apropo de... Am primit tot felul de oferte, deci cea mai bună făină, de calitate, orice. Eu n-am pus mâna și gura pe nimic niciodată. De teamă că nu știu cum reacționez și neștiind cum reacționez, aș putea să-mi pierd libertatea. Am firmă, sunt antreprenor, sunt freelancer, sunt actor liber. You know it. Tot ce am făcut viața mea, orice am făcut, nu m-am jucat niciodată cu nimic ca să pot dormi liniștit noaptea. N-am făcut nicio acțiune, băi, eu n-am pus mâna, am crescut în Iris, în care toată lumea trebuia, tinerii mei aveau, ciordeai să trăiești. M-am preferat să nu am și să fiu liber decât să iau ceva și să-mi risc libertatea.
Deci pentru mine să fiu închis ar însemna să-mi pierd libertatea fizică. Să nu vorbesc înseamnă să-mi pierd libertatea, știi, mentală și emoțională. Da. Să nu pot să exprim ce simt, îmi pierd libertatea. Și atunci dacă pentru mine, Bob, valoarea și de bază este libertatea, eu sunt om liber. Trebuie să zic ceva, o să zic. Nu o gestionez bine? Ți-o zic în glumă. Așa ți-o dau prin glumă de râdem toți și pe atunci acasă o zic, bă, ce bă mi-au zis ăla? Și aici depinde cum vrei să meargă mesajul. La unii merge prin glumă, la unii merge la modul serios. Da. Și da, revenind și ca să încheiem, așa e cu, văd un subiect nedrept, o să o zic, man. Asta cu rana de nedreptate, asta nu o să mi se vindece niciodată, din păcate. Și așa, dacă văd o nedreptate, eu mă activez. Și reacționez la orice? Da, basically da. Ciucă? Și... dacă zic cuvântul ciucă, cum vrea? Pula mea de... Șman. Dacă zic, de exemplu, coaie sau așa. Dacă ce? Dacă zic coaie, de exemplu. Mai puțin, păroase bărbierite? Am eu o curiozitate. Știu că n-ai fost niciodată implicată în politică, dar să zicem prin absurd. Te-ai implicat vreodată da, așa, în politică. Și apropo de final. Ai putea veni cu o propunere de lege care sigur ar fi promulgată. Ce lege ai dat pentru România? Aia, legea lustrației. Dați-mi voi să explic. În articolul 8 de la Timișoara, ok, sunteți tineri, înțeleg. Imediat după Revoluție... Articolul 8. Imediat după Revoluție, mai eram copii, eu aveam 10 ani, nu știu mare lucru, dar am fost acolo. Am văzut... Tu te referi la primul draft de Constituție scris post-Revoluție din 89. Da. Okay. Și acolo era articolul 8, legea lustrației, articolul 8 de la Timișoara, în care niște oameni care trecuseră au zis așa, toți care au fost în structură, n-au ce să caute pentru următorii 10 ani. Fii atent! Le-au dat flex, le-au dat 10 ani. Lucru care au fost din start. Da. Evident. Exclus și oamenii suntem cine suntem azi. Ei, eterna poveste, Duminica Orbilor, 20 mai 1990. Și cele două, trei mineriade, dacă da, este. Da. Nu? Mineriade, Revoluția a fost în decembrie 89. În iunie 90, mai eram copil mic și m-am uitat la televizor când arătau imagini de la mineriadă. Eu mi-amintesc când am văzut prima dată. Eram paralel în perioada, erau evenimentele din 13-15 iunie de la Târgu Mureș și era mineriada. Eu, copil de 10 ani și un pic, mă uitam și vedeam oameni, vedeam camionul, eu am văzut, îmi amintesc camionul ăla care intră în viteză în mulțime pe scările catedralei. Îmi amintesc oamenii bătându-se între ei cu scândurile alea. Român cu unguri, ce-a fost la Târgu Mureș. Și mi-amintesc, iertați-mă, îmi amintesc povestea de la București cu minerii. N-am înțeles-o mulți ani ce-a fost. Bă, criminal mai mare decât Iliescu, bă, nu poți să găsești în istorie. Deși el, mâinile lui nu-s mânjite ca la Stalin cu 30 de milioane de oameni. Cu mai puțin. Dar, după ce-o dat jos pe tăntălăi ăia doi care n-aveau idee ce se întâmplă în țară, Ceaușescu cu Elena, toată structura aia piramidală conduce și în ziua de azi. Mai mare rană de nedreptate decât ce se întâmplă în România, mie nu-mi trebuie. Pe mine aia mă activează în fiecare zi. Când o dat jos vârful piramidei Ceaușescu cu Elena, au rămas ăștia până la ultima direcție locală din cele 42 de județe, au rămas mai membri de partid. Ăia în 30 de ani mânca iar tata i-a făcut copchii și-o luat neveste, pumnați tot. Țara cumva e a lor, știi? Și noi venim în iluzia în care noi o să se schimbe ceva. Nu pot schimba nimic. CCR-ul, o chestie care ar trebui eradicată din temelii. Băi, eu și grădinar. Eu am tăiat niște buruieni din rădăcini. Fii atent, serios. Am tăiat niște buruieni care mi invadau tot terenul și mi omorau tot. Bă, le-am tăiat din rădăcini un an de zile, tăiam la câteva săptămâni, le dădeam afară. După vreme am zis, bă, dar nu se poate, eu trebuie să scot din rădăcină. Vă dau cuvântul meu de onoare că am smuls rădăcina și pe același loc după câteva luni au apărut. Bă, firele lor, sămânța purtată de vânt, o căzut tot acolo. Deci a trebuit să scot roabă de pământ, de unde o stat scaieții ăia, să-i arunc pe coclauri și să-i aduc pământ nou să schimb. CCR-ul, super mișto. Și CCR-ul și multe structuri, nu că-i dai pe aia afară. Mă, tu trebuie să te duci în profunzime, să elimini pe toată lumea, să reconstruiești, să aduci material nou cu care faci. CCR-ul care a întors treaba cu pensiile speciale, rana de nedreptate, cu pensiile speciale. O murit și mama și tata cu 1100 de lei pensie, mă, după o viață muncită. Da, da. Și ăștia își iau pensii speciale. Și vine CCR-ul și zice... Neconstituțional. Nu-i constituțional. Ce nu-i constituțional? A fost prea rapidă procedura. Păi lua vaș nația. Poți să zici că... Bă!
Deci, dacă voi ați dat peste noapte o lege și în 3 săptămâni după găsim o metodă să o dăm jos, nu-i constituțional că nu durează 7 ani să o dăm jos? Bă, și te uiți în jur și îți dai seama că structura este profund coruptă, mă, dar profund. E de la educațional, mental, bula asta a podcastului Amostare sau a Epic Show sau ce facem noi aici, bulele astea, pe cuvântul meu, e ca și când te beșești în apă și vezi niște bule care ies de pe fundul oceanului. În atât ocean ești 5 bule și de jur împrejur îi masa aia de oameni pentru care tot ce se întâmplă e ok. Îți se pare că ai un anumit nivel de responsabilitate etică ca să-i educi? În măsura în care poți să-i educi? Eu nu mai pot educa pe nimeni, eu mă educ pe mine. Eu și copilului. Da. Fiți atenți. Acum o săptămână am prezentat un târg de carte și am citit acolo niște cărți de copii. Mi-a plăcut foarte mult toată experiența. Și mă întreba oamenii acolo, Bob, ești exemplu pentru copilul tău în ceea ce privește lectura? Am fost exemplu prost și am schimbat exemplu în momentul în care mi-am dat seama că nu pot să stau pe telefon să-i zic copilului meu, pune mâna pe o carte în timp ce eu stau pe telefon. Paradigma s-a schimbat când am luat telefonul de pe noptieră și am adus o ladă de cărți și am pus-o pe noptieră. Și seara noi avem ritual de la care nu facem excepție. Seara îi citesc carte, o carte. Dacă e subțire, o citesc, dacă nu, citim pe capitole. Copilul meu citește de când eu am pus telefonul jos să citească. Corect. Copiii nu fac ce le zici. Oamenii nu fac ce le zici. Oamenii fac ce te văd că faci. Corect. Și atunci, apropo de educație, eu cred foarte mult în educație. Poate dacă nu eram actor sau n-aș fi făcut meseria asta să devin actor, poate aș fi fost, ori eram ca părinții în domeniul vânzării, eram vânzător, eram ceva formă de salesman, ori eram cum e sorul meu sau cum mi-a plăcut mie tot timpul, eram ceva formă de educator. Eu aș fi putut lucra cu copii sau cu oamenii că îmi plăcea. Și pe aia educam în măsura în care mă lăsa programa școlară, știi? Dar de la o vreme îmi dau seama că nu mai învăț pe nimeni nimic, că nimeni nu învață. Eu mă învăț pe mine să fiu un pic mai fain azi decât am fost sau mai bun. Și dacă cineva zice, bă, mi-a plăcut cum a zis Boba aia sau cum a făcut-o, fac și eu ca el, mă. Numai în asta mai cred în educație. Dar să mă duc eu să țin o conferință în care să le zică lor acum să facă, what the fuck am I to tell you what to do? Dar fă, frate, ce te face fericit. E foarte curios că chiar ieri povesteam cu un prieten care s-a întors la ceva eveniment de genul ăsta de masterclass în care s-au dus și a invitat și l-a explicat și era, man, este Caritas, dar cu mai mulți pași ce faceți voi acolo. Și nu reușeam să... În același timp s-a mai întâmplat și ție să fii pe MC la un eveniment de genul ăsta, oarecum. Adică te-ai mai dus și tu în zone... La începuturi. La începuturi în care mergeai la... Nu te întreba nimeni. Ești liber pe data de. Aveam copil mic, trebuia să-l țin, nu erai angajat în niciun teatru, mai erau vremuri grele. Te duceai la orice eveniment te chema. Am bulă, tot vorbim de bule. Cu meseria asta eu am ieșit din bula mea în fiecare weekend al vieții. N-am pierdut contactul cu realitatea, vă spun sincer. Nu tot timpul ai genul ăsta de întâlniri cu epicul, cu jazz push play, cu introvertiți, cu Amostare. Fii serios. Viața de zi cu zi, de dimineața până seara, ieși din bula ta și te întâlnești. Și m-am dus la evenimente unde am întâlnit alți oameni, cu alte valori, cu alte repere, cu alte principii, pentru care ce făceam eu și ce ziceam eu era din altă lume. În 2016, reîntorcându-ne la treaba, numai ca exemplu cu USR-ul, erau vremurile în care PSD-ul cu PNL-ul asta făceau, pungile electorale, cu ăstea se câștigă țara. Și s-au dus oamenii, gașca din USR Cluj, se duceau pe satele din jurul Clujului. Foarte greu, nu era lume. Și te duceai pe satele din jurul Clujului. Și ăia, în momentul în care veneai, te întrebau, bă, dar populația României, atenție, Ardeal, nu vorbim de zona grea țării, zona de Ardeal. Și te vedeau. Te scanau din cap până în picioare, vedeau unde sunteți. USR, ce e asta? Aia, da. Și ce ne dați, domnule? Noi vă dăm promisiunea că vrem să facem altfel. 4 ani facem dacă ne votați. Și unul hâtru și fain, cu un singur dinte în gură și cu o țigară în colțul gurii și cu 2 pungi primite de la PSD-PNL, o zis, ce-mi dați? Dom'le, nu-ți dăm nimic, îți dăm opțiunea în 4 ani. Și o zis, eu nu știu dacă trăiesc 4 ani. Voi îmi dați promisiunea că în 4 ani o să schimbați ceva. Ăia azi mi-o da mâncare, mă. Și noi povesteam cu ăștia de la USR de viziune și au zis, bă, ăla azi mi-o da mâncare. Tu îmi dai promisiuni? Instant gratification, nu? There you go. Și m-am gândit, de multe ori la evenimente, că mă întreba, zicea Socol, am fost la niște evenimente, niște locuri cu niște oameni de, frate, asta a fost bucuria lor, m-am dus, eu mi-am făcut treaba altfel. Faptul că ea s-a uitat și a zis, cine-i mă ăsta de vorbește așa și zice așa? Apoi e un ficior de la Cluj. No, fine. A fost o întâlnire a bulei lor cu bula mea. Ne-am intersectat
la treaba aia de zice în popor omenie. Când ți-o pus omul un pahar de ceva, nu contează ce valori și ți-o pus un pahar, ai salutat, ai putut să-i zâmbești unui om indiferent cine. I-ai zâmbit, i-ai urat de bine, el ți-o urat de bine, ai băut un pahar și te-ai dus acasă. E s-o întors la viața lui, poate bună, împlinită, chinuită, nu am eu dreptul să judec. Eu m-am întors la mea. Eu mă uit la el și zic, eu n-aș putea trăi așa. El se uită la noi și zice, eu n-aș putea să trăiesc așa. Lui îi ataci valorile, îți dă în cap. Noi zicem pe internet, dar nu merită să vă enervați din atâta. Valoarea omului. Da, e adevărat. Și la fel revenim la, cum îi ziceam, la cercul sisific de dublu standard. Pentru da. Că... Iar asta cu dublu standardul funcționează și atât de împământenită de nu ne dăm seama. Bă, ne dăm seama numai când cineva o subliniază. Deci când cineva o subliniază, dai seama, da, mă, fac, e dublu standard. Dar nu numai dublu standard, toate curentele astea care vin, bă, mă depășesc unele. Cu woke, cu cancel culture, cu... Am făcut o glumă, nu, nici măcar nu a ieșit glumă, a ieșit o prostie când îmi dădea cineva exemplu, bă, dar ce exagerat? Acum vreo săptămână și zic, păi dacă vrei orice exagerat, no, dă să-mi bag piciorul. Zic, replica asta dă să-mi bag piciorul exagerată. Exagerat, da. De ce nu ți le bași pe amândouă? E discriminare autopartinică, se numește. Tocmai am inventat-o acum. Da, tocmai am inventat-o acum. E discriminare autopartinică. Tu pe tine te discriminezi pentru că ți-ai băgat numai un picior în situație, iar celălalt a rămas nebăgat. Și atunci îți faci o nedreptate din punct de vedere psihologic. Deci tu trebuie să ai o discuție cu tine în care ori îți bagi ambele picioare, ori nu-ți mai bagi niciunul. Da, mă, Bob, aici să ajungi în situația aia în care ești om la 40 de ani cu frica că o să te dea cineva cancel de la nu știu ce chestie pe care o zici. Că nu se întâmplă asta. Adică, nu, ok, sunt exemple, Paul, și se duc situații, Paul, dar nu o să ți se întâmple ție asta, Paul, și tu stai noaptea. Paul, podcastul Am o stare, al da. Vostru. În 3 ani, în 3 ani, se poate să nu-l mai faceți. Da, e posibil. Orice celulă îți apare, îți apare, când îți apare celula canceroasă în corp, tumora, bă, e o mică tumoră, corpul e sănătos, frate, o ținem sub observație, nu o ținem sub observație, că ea crește. Mă întorc la treaba cu grădinăritul, mă vă dau cuvântul meu de onoare, câte m-a învățat grădinăritul de numai, ce m-a învățat și cu sămânța și cu neglijența și cu care, bă, o sămânță, un scaete, dacă îl smulg când e mic, rezolv, dacă îl las și îl tratez, până la urmă ăla mi-o moară jumătate de grădină. Orice cultură, orice mișcare de asta care vine și simți că ți amenință valorile, dacă o lași în pace, dacă o lași în pace, nu numai că ți le amenință, în final te ia de pe picioare. Voi ați văzut episoade din Married with Children, da, Familia da, Bundy, cum da, era la noi. Da. Mai poți face în 2022 nu Familia Bundy? Formă, dar nu mai poți să faci Friends. Nu mai poți face Friends, care a fost ieri. Nu mai poți face Seinfeld, care a fost acum 20 de ani. Da, Seinfeld mai merge. Cum zi? Bă, nu! Sunci în Seinfeld, nu! N-ai nicio treabă. N-ai! Sub nații! Numără actorii afroamericani din Seinfeld. Mă gândesc acum și la Curb Your Enthusiasm. Avocatul și... Mai cine? Avocatul. Exact. Avocatul. Da, da, da. Avocatul. Mai avea Costanza, un coleg, la când lucra la compania de baseball. Dar era unul care apare odată la 6 episoade. Știți compania de baseball? Da, la club de baseball. Club de baseball. Club de deci, baseball. Bacea, pe bune. Vine cancel culture și bă, dar iar Familia Bundy. Bă, veneau femeile alea, veneau actrițe plătite. Da, mă, dar în condițiile în care... Supraponderale și jucau și le zice asta, ești o balenă, nu-ți intră piciorul în pantof. Te împrășteai de râs. Era un adevăr simplu și curat. Oh, și ăla și la suma. Da. Nu mai poți face asta în cum o chema pe vecina lui? Că ea era una dintre head writerii de la Married with Children. Care? Aia Marcy, la care... Marcy, Darcy, cum păi da, da, uite, actrița aia, de Darcy. Exemplu. Darcy. Și care era aia, au avut era foarte mari probleme. Da. Era lesbiană și era head writer. Dar în același timp a avut foarte multe probleme pentru că americanii credeau atât de tare serialul ăla încât o urau pe ea ca actriță, da. Dar pe ea ca personaj. Ce bine, jos să te ura, toată lumea ura pe Darcy. Bă, e exact același fenomen pe care l-ai pentru în Statele Unite. Pentru ea nu a fost amuzant. Și ea scria... Da, ea a fost între head writerii de la... Ea scria glumele care i-au distrus viața. Glumești. Hai, poate exagerez cu writer, dar au fost între producătorii, da, cei mai mari de acolo. Dar au fost ea ceva, au fost și s-au aflat târziu. De... Da, dacă ei s-au dus la nivelul ăla de extrem, există în Statele Unite area codul 555? Nu există.
555. Știi da. Când toți... Numărul de că... telefon, toți la New York sună cu 555. Pentru că nu există. Da. Pentru că oamenii sunt atât de retarzi, încât dacă ei se uită la un film și zic, am sunat-o pe Charlize Theron, înseamnă că dacă sunt la numărul 555-212-212, îmi răspunde Charlize Theron, zici, man, pe bune. Da. Man, pe bune. Mă, când am plecat în America 99, era societatea românească foarte dură. Come on, let's get, nu știu cât aveți, câți ani aveți voi 99, dar credeți-mă, okay. Nu era internet. Era, no, eu aveam 20 de ani. Băi, era dură România 99. Când am ajuns în America, mi-amintesc, m-a întrebat aia, că am zis că vreau să, cum, bă, să le zic alor mei acasă că am ajuns cu bine. Și au zis, would you like to write them an email? Zic, nu, altceva este? Pula mea, zic, pot să le dau telefon la vecin, când aveam telefon acasă, sunam la Jofi Neni, la Ungoroica bătrână, era de simpatică, sunam la ea și două case după noi era o firmă care avea fax. Eu din birourile de personal din state, eu scriam fax pe hârtie și îl trimiteam. 20 de ani mai târziu, eu încă mă gândesc cum căcat scrip o foaie de hârtie, mami, tati, am ajuns cu bine, am mâncat, aia, am mai făcut, aia, m-am întâlnit cu Arnold și o trimiteai pe o foaie cu și după Arnold. 3 secunde ieșea la Silvia în casă, la doamna Silvia, hârtia cu scrisul meu, bă, pulă, pe rolă și o ducea la mama și mama cu tata citeau și plângeau și mă gândeam, the fuck, îți dai seama, cum a trecut pe ocean? Revenind, și în vremurile alea în America, printre joburile pe care le făceam, că nu aveai nicio zi liberă, că trebuia să produci bani, să-ți plătești datoriile acasă, am luat o sticlă de șampanie în mână. Bă, și pe dopul de șampanie, nu-i glumă, mă, era etichetă roșie, în care zicea că ei, cei care au făcut o companie producătoare, e exempt from any responsibility, dacă tu îți zicea la dopul de șampanie să nu te uiți în el să-ți-l dai în ochi, mă. Că noi în România nu era nivelul ăla. Eram oamenii care reglam jiglerul la Dacia. Acum, la generația asta, trebuie să-i zici nu beam pizda, măti, antigelul, că mori. Nu trebuie să ne zici, mă. Că ori l-am băut noi și ne-am dat seama, ori ne-am dat seama. Ori l-am băut și am murit. Ți-aduci aminte de campania de awareness din state în care au venit jucători de fotbal american și în alte sporturi să le zic la oameni nu mai mâncat Tide Pods? Și erau, asta s-a întâmplat. Asta s-a întâmplat acum câțiva ani. Nu mai mâncați detergent, ci erau americani. Go ahead, yo, no, go ahead. You go ahead, you eat it. Eu sunt pe principiu. Honey, what you doing? I want to see if the forks fits in the thing. Go for it. Morții mătii, dar nu o să te tot protejezi atâta. Ai zici copilului de mic, acolo electricitate, bași mâna, rânjești. Nu vrei? Nu crezi? Pune-mi pizda mătii mâna. Dirigul meu din liceu, mă, inginerul Bărbuță, un om care ne-a învățat meserie, dar ne-a învățat să fim... Deci inginerul Bărbuță, dirigul nostru din liceu, era completarea tatălui care era la fabrică, la n-avea timp să te învețe. Da. Bă, Bărbuță, bă, inginer, ăla ne-a învățat când aveam clasa noua, puștantăți de 16 ani, era umblam cu fosurile ca microfonul, ca așa ești la 16 ani. Și el ne-a zis, băieți, știți cum trebuie să vorbești cu o femeie? Știi cum trebuie să... Bă, ăla ne-a învățat la dirigenție chestii din altă sferă și a fost super mișto. Și zice Bărbuță, în contextele astea în care ne învăța chestii, a zis, în toată cariera mea, și voi nu faceți excepție, vă, dar la început, în clasa nouă, ne-a zis, intrați într-una din cele trei categorii de elevi care ulterior vor deveni oameni pentru restul vieților. 1. Nu pune mâna pe fierul înroșit, că te arde. Ok. Nu pune mâna, prima categorie, da. Văd fierul ăla înroșit pe Nicoval, zic, bine, boss, am greu. 2. Nu pune mâna pe fierul înroșit, că te arde. Da, pula, mărți. Nu pune mâna pe fierul înroșit, că te arde. Și a treia categorie, cum pula mea? Bă, dar de ce? Dar cum? În ziua de azi, omenirea e împărțită în ăștia. Nu băga dești în priză, că mori. Ok, da, circulă curent, bun. Sceptic, nu crezi să văd. Și prostaleu care zice, nu, atunci bag două cuie și mă țin de ele în pula mea. Ăștia-s oamenii, ăstea-s valorile. Hai, pune limba! Da. Eu nu-i menajez, eu dacă văd prost, îi zic odată, mai vezi că nu-i. Și el trebuie să se convingă. Am încredere, selecția naturală funcționează toti. În America aveam 20 de ani când ziceam, eu aș lua etichetele astea jos. Dacă nu știi să desfaci o sticlă de șampanie, și dacă ai ajuns să pui una pe o sticlă de șampanie, ceva trebuie să îngeri. Dacă știi să desfaci ăla, s-o scuturi și te uiți în ea, te rog, uite-te și filmează-te. Sunt faze de desene animate, man. N-ai cum, dar se întâmplă constant. Se întâmplă. Bă, ați tras vreunul pianul pe scări ca în Tom și Jerry? Bă! Dar bă, sunt oameni care trag pianul scăpat, pe scări în jos, da. De-aia e și expresia ușor cu pianul pe scări.
Sersto. Bine, dragi. Bine, hai, 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 senzațional. Vă mulțumim. Doamne ajută la toată lumea. Bine, ai revenit, Druidu! Ciao, am o stare de ciao. Povești. Serios. Mulțumim, nu uitați like, share, subscribe și ne scrieți în comentarii. Și bani pe Patreon. Și bani pe Patreon. Da, vă rog, dați-le bani, că dacă stau numai pe barba lui Baciu, las și familie de ținut. Și ca să îndumbură tot. Am pupat, salut. Ciao.